mâine-n gura tuturor. Spune-mi că nu ești curios. Și de diarist, și de diarist, și de diarist. Cu o întârziere, v-ați dat seama, este destul de motivată această întârziere. A fost o întâlnire găzduită de Antena 1 cu liderii de sindicat. Este și momentul pentru astfel de dezbateri. Destul s-au sacrificat guvernanții pentru popor, acum e vremea să se sacrifice poporul pentru guvernanții. Începând de astăzi, ne vom îmbrăca salopetele de lucru și vom porni să luăm reforma în piept. Hei, rup! Hei, rup! Avem la dispoziție strigătul pentru a striga ajutor. Ciocanul a fost părăsit de secer. Cu cele două instrumente ne-am amăgit zeci de ani. Speranțele noastre de azi sunt de zeci de secund. De mâine vom merge la slujbă mai săraci. Dar să dea dracu să fim la fel de săraci peste un an sau doi, sau și mai rău, mult mai săraci, că atunci vă vom pune să înghițiți toate ciorbele pe care le vom înghiți noi în acest răstimp. Poezia va cuprinde în vers carnea, brânza, ouăle, pâine. Rima trebuie căutată la șomaj, inflație, restructurare. Destul s-au sacrificat guvernanții pentru popor, e vremea să se sacrifice poporul pentru guvernanții. Presa de astăzi, pentru că deja e trecut de miezul nopții, cuprinde ceea ce cu toții începem să numim terapia de șoc. Începe reforma care va schimba România sau primul ministru, titrează evenimentul zilei cu Cornel Nistorescu, având editorialul pe pagina întâi, așa cum știți, Ion Cristoiu nu mai lucrează la acest ziar. Jurnalul Național Românii, sunt sigur că vor fi mai săraci începând de mâine, adică de astăzi. Ziarul Ziua, Ciorbea pune capăt economiei socialiste. Ziarul Adevărul, guvernul Ciorbea e nevinovat, în editorialul domnului Cristian Tudor Popescu. Guvernatorul BNR cere Parlamentului să oprească prin lege finanțarea inflaționistă a deficitului bugetar. Ziarul Vreme, reforma Ciorbea o experiență criminală. Ziarul Cronica Română bat clopotele reformei. Pentru că această zi a fost foarte importantă, unii au spus zi istorică, ziua care abia s-a încheiat pentru România, am invitat în studioul Antenei 1 la emisiunea Milionari de la miezul nopții, unul dintre artizanii acestor reforme care încep să intre în vigoare de astăzi, se numește Ion Spinanu și este ministru de stat, ministru cu reforma. Bine ați venit, domnule ministru! Bună seara! În stânga mea l-am pe domnul Sorin Roșca Stănescu, directorul cotidianului Ziua, ziar care vă amintesc în ultimele 3-4 zile a publicat destule atacuri, să le spunem în ghilimele, împotriva guvernului Ciorbea. Bine ați venit și cred că ar fi bine să intrăm direct în subiect. Aș vrea să vă întreb, domnule ministru, cine este mai important, care personaj este mai important în acest guvern, primul ministru Ciorbea sau dumneavoastră ministrul reformei? Părerea mea că important este tot guvernul și nu există o prioritate de persoană. Vreau să cred că formăm o echipă și că putem fi parteneri pe acest drum pe care ni l-am propus și recunosc că în modul cel mai deschis că nu este un drum comod absolut deloc. Îmi permit să contrazic. Suntem totuși o echipă care ne-am asumat un risc și aș vrea să nu trăiți cu ideea că noi nu am avut discuții între noi și nu ne-am făcut evaluări. Sigur că titlurile care le-a citit dumneavoastră arată diversitatea interpretării sau a punctelor de vedere. Chestiunea este că astăseară s-a încercat să se concretizeze mai mult drumul pe care îl vom urma și de fapt este drumul anului 1997 și cu un drum previzibil pentru anul 1998. De altfel, toate măsurile cuprinse în acest program, măsuri care au fost discutate și negociate cu trei instituții deodată și cred că nu mi-aduc aminte, n-am citit nicăieri dacă există un astfel de precedent. Eu aș putea să spun că după cunoștințele mele nu există un astfel de precedent. Și nu există niciun precedent de timp. Să poți să porți asemenea discuții într-o perioadă relativ scurtă și într-o perioadă care a fost dublată, în primul rând, de toate valorile care nu au fost necesare. Pentru ca să ne lămurim asupra unor lucruri și să vedem într-adevăr ce decizii va trebui să luăm și care va fi încărcătura lor, nu numai emoțională, dar și încărcătura lor socială. Ceea ce este și mai interesant, a spune eu, că în această triadă care s-a negociat cu Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Uniunea Europeană,
Aș putea să spun că a apărut și un program social destul de solid. Este un program social care reprezintă cam 10% din produsul intern brut care se alocă. Bineînțeles, este un program social orientat către cei ce întrunesc condiția cel mai tare afectați de reformă. De ce spun acest lucru? Aș vrea să se înțeleagă că, pe de o parte, am respins ceea ce înseamnă protecția globală. A trebuit să judecăm cine are și cine nu are nevoie de această protecție globală. Iar, în al doilea rând, totuși n-am uitat că primitorii de reformă sunt acești concetățeni ai noștri, cărora cred că am avut curajul, vreau să cred, și că va fi apreciat acest curaj sau acest risc pe care ne l-am asumat, de a spune drumul, de a pune un diagnostic și de a spune aceasta este situația, acesta este drumul și, practic, împotriva multor sfaturi de mediatizare care ne-au dat, noi totuși ne-am asumat riscul să spunem că nu avem marjă de manevră. Da. Efectiv, nu avem marjă de manevră. Domnul Stănescu a vrut să spună ceva în momentul în care v-am întrebat dacă e mai important primul ministru sau ministrul reformei. Da, anunțasem din capul locului că sunt pe cale să-l contrazic pe domnul ministru din următorul considerent. Este limpede că reforma este a întregului guvern, este limpede că dacă ea eșuează, nu vom plăti doar noi, ci va plăti cu capul întregul guvern. Este clar că formați o echipă, acest lucru s-a văzut și chiar l-am urmărit cu satisfacție în conferința de presă maraton care a avut loc astăzi la Palatul Victoria. A fost singurul șef de ziar prezent acolo. Vreau să ne spuneți după aceea câteva impresii la conferința. Chiar m-am mirat că sunt singurul director de ziar. Mi se pare un moment extrem de important, crucial în istoria... Da, probabil că mea să nu știu că se transmite la televizor. În istoria României. Da, dar e foarte important să urmărești acolo de aproape reacțiile și fizionomiile. Deci, revenind, se vede că formați o echipă, dar cu toate acestea mi-este limpede că pentru măsurile extrem de dure care urmează, această echipă mare poate fi redusă la un nucleu dur, nucleul reformei propriu-zise, care înseamnă departamentul reformei pe care îl conduceți dumneavoastră, domnule Ulspineanu, dar care mai poate să însemne FPS-ul, Fondul Proprietății de Stat, unde a fost numit Sorin Dimitriu. Este vorba de Banca Națională, care contează extrem de mult în acest angrenaj și, sigur, sunt cele două componente laterale, care sunt un fel de aripe ale acestui avion al reformei. Și azi chiar s-a văzut la conferința de presă foarte interesant, deci ministru... este politica de prețuri, ministrul comerțului, care ne-a explicat foarte clar care vor fi prețurile, alături stătea nu întâmplător chiar de ministrul finanțelor, și apoi cealaltă aripă, sistemul de protecție socială pe care și dumneavoastră l-ați enunțat aici. Deci nu cred că tot guvernul, sigur formați o echipă, dar nu cred că tot guvernul va răspunde în aceeași măsură dacă reforma va eșua. Deci pe umerii noastre cred că este cea mai mare greutate a acestei poveri. Mă scuzați o secundă, urmează un scurt moment publicitar, vom reveni imediat în emisiune. Sunați acum! Întrebări de milioane așteaptă răspunsul dumneavoastră. Sunați acum! Obținând punctajul maxim, puteți câștiga milioane. Sunați acum! Ați început să fiți de acord cu domnul Sorin Roșca Stănescu? Da, așa cum a pus problema domnul Roșca Stănescu, fără discuție sunt de acord cu dânsul. Fără discuție toate acordurile privind reforma și desfășurarea programelor, dar și compatibilizarea lor, trec prin Consiliul de Reformă, prin Miser. De altfel, tot într-o discuție cu domnul Roșca Stănescu, era o oră târzie când... Cred că era două noaptea când încă mai lucrați acolo. Da, când te-ai la ceas de taină. Când de fapt îmi pregăteam parametrii pentru negocierile de a doua zi, într-o dreoare mi-a spus, doamne, ești conștient de imensitatea riscului care s-a asumat în aceste definiții care stau acum pe piață, baie reformă graduală, într-un fel, baie șoc, și am spus că nu sunt de acord cu niciunul din aceste concepte.
Ca atare de-am spus, domnule, sunt absolut convins și cred, și nu o spun pentru ca să mă joc în cuvinte, că mi-am asumat riscul de a trece prin foc cu o canistră de benzină în mână. Da, vă mulțumesc. Trebuie să anunț telespectatorii noștri că pe lângă premiul de 1.000.000 de lei oferit în fiecare seară de Jurnalul Național și Antena 1, domnul Sorin Roșca Stănescu e gata să oferă un premiu de 500.000 de lei pentru acel telespectator care va pune cea mai înțeleaptă întrebare referitoare la reforma care începe de astăzi. Și domnul Unspinanu din salariul de ministru care nu depășește 1.000.000 brut, am înțeles? 1.000.000 deci este un salariu mic, am înțeles că ați vrea să dați ceva, o față de, sau ce ați vrut să dați, 100.000, 200.000? Nu, m-am gândit așa la 300.000 pentru ca să măresc premiul domnului Roșca. Pentru aceeași întrebare și de comun acord, spuneți care a fost cea mai înțeleaptă întrebare privind reformă. Mulțumesc. Bun. Eu sunt dator față de telespectatori vis-a-vis de ceea ce ați spus la începutul emisiunii cu o foarte scurtă explicație. Într-adevăr, în ultimele zile noi am criticat în articole de fond, în editoriale, destul de dur guvernul. Am făcut-o pentru că nu pornea ceea ce a pornit azi, nu mai pot să spun azi, ceea ce a pornit ieri seară. Deci ne pierduserăm răbdarea. Așteptam deja de prea mult timp declanșarea măsurilor reforme. Vreau să vă spun că și acum persistă o serie întreagă de semne de întrebare privind succesul acestei reforme. Deci asta terenul nu este complet deminat pentru echipa guvernamentală. Spuneți-mi, cum vi se par măsurile? Dure, foarte dure, mai puțin dure? Deci mi se pare o reformă șoc. O reformă destul de dură pentru momentul pe care îl trăim, dar strict necesară. Mi se pare o reformă radicală, o reformă care are toate motivele să devină foarte repede impopulară, dar are și șansa de a avea succes, cu condiția ca dumneavoastră ce aflați la putere să nu vă speriați de primele manevre ale unor sindicate aservite politic, cu condiția să fiți foarte deschiși cu cetățenii, să apăreți foarte des, să nu vă fie teamă de cultul personal. Vă rog să-i adresați domnului ministru Unspinanu o întrebare tocmai în această idee, cu ceea ce va însemna reforma începând de astăzi. Deci, prețul benzinei mărit și așa mai toate, liberalizarea tuturor prețurilor. Deci pe mine sigur putem vorbi despre politica prețurilor, probabil că asta interesează în foarte mare. Haideți să începem chiar cu politica prețurilor, că asta interesează pe o să vedeți că și oamenii asta o să întrebe. Deci este limpede că prețurile sar foarte mult. Eu vreau să vă pun o întrebare. Să nu uităm că de la 1 februarie intră legea concurenței în funcțiune, care prevede. Perfect. Prevedea această, vreau să vă pun o întrebare simplă referitoare la pâine. N-am să pun întrebarea cu benzina pusă în conferința de presă, ci o întrebare referitoare la pâine. Dacă noi liberalizăm toate prețurile, inclusiv prețul pâinii, cum de s-a optat pentru o anumită sumă, nu mai știu, 1.300-1.500. Cum de s-a optat pentru această sumă și nu s-a spus pur și simplu de mâine prețul pâinii va fi dictat de jocul pieței. Mai mult, adevărul care apare azi pe piață, pune o întrebare pe ultima pagină foarte interesantă. Spune-ne cum liberalizăm prețul pâinii dacă noi nu am liberalizat prețul grâului. Haideți să pornim de la acest exemplu, să luăm pâinea. Foarte scurt, pentru că sunt foarte multe privim, de discutat. Nu, dar cred că putem înțelege foarte multe lucruri. Dacă privim exemplul pâinii, specificitatea ei pentru că o anumită categorie de produs, și analizăm asta, deja limpezim o anumită categorie de produse pe care le controlăm prin stat. Legat de pâine, deci de raportul liberalizarea prețului pâinii și respectiv liberalizarea pietrelui grâului, versiunile care au fost din acest program și care au circulat prin presă au fost niște versiuni anterioare. Aici au fost mai multe judecăți care s-au făcut. Pot să vă spun că în condițiile în care prețul grâului, că și el este liberalizat și contăm și pe noua recoltă, ba mai mult să vindem o parte din rezervele de stat, că sunt excedentare la ora actuală, toată subvenția care era pentru grâu a fost trecută în programul social și există la rândul lui creat un program la care pâinea, diferențele de preț care rezultă, se vor da categoriilor defavorizate. Cât înseamnă asta în lei?
10-15 mii. 15 mii de lei pe 15 lună. 15 mii de lei, deci asta înseamnă echivalentul a 12 pâini luna. Dar apare o primă contradicție în termeni, uitați... Deci este echivalentul a 12 pâini luna. Nu e prea puțin? Este ceea ce rezultă din, este vorba de 800 și ceva de miliarde, da, care au fost în joc, care au trecut. Deci dumneavoastră sunteți sigur că dispunem de grâu, ne referim la pâine, da. Și foarte important. Da, că și toată previziunile, lumea previziunile pe recolta. Uitați, agenții economici mai au grâu pentru că 30 de zile titrează ziarul Adevărul. Agenții economici. Da. Nu am umblat încă la o rezervă care este excedentară și pentru că n-am avut o piață regularizată și liberă privind tranzacționarea grâului, atunci ele s-au cumpărat rezerva de stat și aici deja suntem excedentari. Și vom da drumul la aceste cantități. Da? Deci grâu există, grâul exact. Este la rândul lui liberalizat, poate fi liberalizat. Și atunci banii de subvenție, da, care erau pentru a subvenționa prețul da, pe pâine, pe grâu, el a trecut în... Prețul pâinii, devine acum, de acum încolo, de azi încolo de necontrolat sau... face parte din categoria acelor produse al căror preț rămâne sub controlul guvernului. Rămâne. În ce măsură se va scumpi în fiecare așa lună? Cum se prevede. Perfect. În ce măsură se exercită acest control al guvernului și care mai sunt alte produse importante controlate de guvern? Și spuneți-mi dacă se vor scumpi aceste produse de la lună la lună. Am înțeles că se vor scumpi de la lună la lună. Ele diverse categorii se vor corecta cu evoluția indicelui de convertibilitate, dar faptul că noi am declanșat cu 6 săptămâni înainte ceea ce se întâmplă pe piața valutară și astăzi, deja de astăzi operăm într-o piață liberă, interbancară, este o întrebare la care foarte mulți și-au permis luxul să răspundă. Deci eu vă spun no comment, pentru că sunt valori care nu se comentează. De ce? Pentru că atunci nu am face decât și să ne aducem aminte de acel impact privind convertibilitatea pe teoria valorilor comparabile și care a fost când întâi a pus-o la 10-12 mii, după aceea a scăzut-o la 5-6 mii și la care psihologic, pentru că această piață este o piață foarte sensibilă, a fost imediat, a intrat sub acest impuls de judecată. Am pierdut și două momente în strategia, că până acum s-a trăit totuși cu ideea că n-am dezvoltat elemente anterioare comunicarea acestui program. Să nu uităm că la 1 ianuarie, odată cu taxa aceea pentru drumuri, da, noi am făcut o aliniere de preț pe un anume curs pe care l-am luat pentru un moment cum prevedeam că va merge cursul, cifră care, de asta vă spun no comment, care a fost comunicată. Au apărut și articole care se făceau calculații unde este diferența, de parcă trebuia să judecăm diferența prețul, de la 7500 de care prețul zilei, sigur că da. Și a fost unul din momentele din dezvoltarea acestui pe care l-am pierdut. După aceea a urmat momentul de zilele trecute, de asemenea când cumva s-a scăpat valoarea medie de calcul a bugetului și de aici au apărut niște speculații, precum și o ușoară sensibilitate a pieții la volumul de cumpărare de dolari care a apărut acum 2 zile. Și atunci piața a reacționat imediat, această piață a doua de curs, mica locomotivă, dacă am putea să-i spunem așa, a ridicat numai pe faptul că s-a sezizat că există cerere și că a apărut o anumită capacitate de plată, a ridicat imediat nivelul de curs. Să ne spuneți produsele care totuși la care țineți prețurile sub control. Care ar fi ele? Sunt la energie electrică, la încălzire, la transport pe căi ferate, transportul fluvial în delta Dunării și pe rutele comerciale obișnuite, adică Orșova, Moldova Nouă, Brăila, Orșova, Galați, dar acestea Grindu, toate deja pentru localnici, transportul cu autobuzul, tramvaiul, metrou, poșta, telecomunicațiile. Aceste servicii, toate acestea au crescut prețurile. Da, dacă ne uităm însă după legea 21 pe 96, nu ar fi trebuit să facă acest pas. Însă le vom aplica controlul prevăzut de lege și amenda prevăzută de lege. Haideți să vă supun atenție. Să terminăm această listă. Apa potabilă și apa menajeră, respectiv apa, canalizarea sau salubritatea, serviciile executate de Ministerul de Interne, elemente de tehnologie militară, conform decizii, un an, decizii de guvern 826 din 90, masa lemnoasă, medicamentele,
instrumentele de armament. Ce înseamnă acest control? Deci ele se scumpesc controlat? Cum se scumpesc? Nu, nu. Ele, pentru ele există un nivel maximal, deci care trebuie aprobat prin oficiul concurenței, sigur că da, domnule, pentru care vor trebui să obțină aprobările practicării. Domnule ministru, aveți rude sărace? Da. Cum credeți că se vor descurca cu salariul minim sau, să spunem, mediu rudele dumneavoastră? S-au comunicat astăzi în conferința primului ministru nivelele și calculele care s-au dat. Eu n-aș mai vrea acum să reiau. Sigur, toate, cum credeți că, aș vrea să mă spuneți la întrebarea asta, cum credeți că se vor descurca? Greu, trebuie să recunoaștem, poate deosebit de greu, la început, dar cred că acest lucru se va îndrepta dincolo de jumătatea verii și primele semnale reale le vom avea cam la un an și două luni. Haideți să vă supun atenție o problemă mai delicată, chiar în adevărul de mâine, pentru că tot am luat presa. Însă nu putem evita acest... Am să vă pun atenție... Dar fel am socotit și în felul următor. Ce înseamnă acest efort dacă cineva ne-ar întreba? Dom'le, cât mă costă pe mine? Metaforic s-a spus de strânsul curelii, putea spune mai strângem încă o gaură la curea. Am zis, dom'le, ca efort individual, cât revine asupra individului, să spunem, pe medie, este echivalentul la unui salariu din 12. Deci, într-o lună, nu avem un salariu. Cam asta ar fi, nu? Dacă este să fim... am căutat echivalențe de genul acesta. Deci, pentru noi, anul are este 13 luni și avem 12 salarii. Da, după politicile care le-am făcut până acum, că întotdeauna am mers cu 13 luni și 12 salarii, dar de fapt dacă socoteam timpul efectiv lucrat și corelațiile de care tot vorbim, productivitate, când se va trece la... de fapt aveam 13 salarii pentru 6 luni de muncă. Când se va trece la săptămâna de lucru de 6 zile? Aceasta este o altă chestiune care trebuie discutată. Există un discurs destul de îndelungat și opțiuni pro și contra. Nu este treaba guvernului să vină și să spună, domnule, treceți administrat cum ar veni, ca dispoziție, în a șasea zi de lucru. Noi putem să spunem următorul lucru, dar nu o putem aplica decât după rezultatele și evaluările de după 6 luni. La care vom spune, după cum va merge restructurarea, după cum va merge privatizarea, după cum va apare capitalul majoritar de stat de această dată, pentru toate procedurile care vrem să le abordăm, să venim și să spunem, odată cu defiscalizarea veniturilor, este un angajament la care nu am renunțat, a trebuit să-l amânăm pentru că pornirea bugetului acum la acest deficit de 4,5% din PIB, care este un deficit bugetar foarte strâns, este deosebit de strâns, nu putem să facem defiscalizarea veniturilor așa cum am promis din primul moment. De ce? Pentru că nu mai avem venituri la buget și nu mai putem să răspundem cel puțin minimal coordonatelor de sănătate, de educație, de învățământ, de apărare și de ordine publică. Nu avem legislația, reașezarea fiscalității, noua concepție de fiscalitate care ia de-abia acum vine să creeze o altă formulă de venituri. Și atunci această măsură a fost amânată cam cu un preț de 6 luni, abia pot apare niște efecte din reformă și evaluări asupra lor și atunci vom putea spune că în cazul în care se va lucra cea de-a șasea zi, putem să înlesnim o facilitate suplimentară, deci asta după 6 luni de genul ziua de sâmbătă să fie o zi de completare a veniturilor, din care să câștige atât bugetul, atât și oamenii. Așa, cât și oamenii. Dar adică asta se va pune după 6 luni. Cu o fiscalizare de... Cu o defiscalizare pe domnul, tu că de, a pierdut o întrebare pe parcurs. Dar este o problemă care vom încerca să o Și intuiesc ce întrebare a vrut să pună, e foarte interesantă. Ea se referea la raporturile pe care le-ați avut cu experții femei. În ce măsură ați stat dumneavoastră deasupra lor? În ce măsură au stat ei deasupra dumneavoastră? Cine pe cine... Sau cine a cedat mai mult, cine a cedat mai puțin. Deci cum au decurs în esență tratativele? Pentru că există un întreg mister legat. Știți de ce vă întrebăm asta? Pentru că chiar fostul ministru al reformei, domnul Mircea Coșe, a spus că programul este al femeiului, nu este al guvernului Ciorba. Și vă rog să lămuriți această problemă. Dar mi-aș pune următoarea întrebare, dacă e să discutăm de programele anterioare. Haideți să nu discutăm. Programele anterioare nu au fost negociate cu femeiul? Și au pus întrebarea de ce programele anterioare n-au reușit. Da, dar au durat negocierile luni de zile, la dumneavoastră au mers cam repede. Și, și tot asta a creat semnul de întrebare. Pot să vă spun că a fost o dispută pe viață și pe moarte? Deosebit de dură.
Pot să vă spun că am pornit de la o matrice și o primă matrice de evaluare cât se poate de dură, dar de veridică. Efectiv. Dacă am fi mers după condiția Fondului Monetar Internațional, ar fi trebuit să închidem așa peste noapte mai bine de jumate din economie. Și atunci noi l-am ridicat problema jumătate, trebuia să desființăm complet din sectorul agricol, întreprinderile care sunt, pentru că datele sunt limpede și acestea probabil în timpul care urmează le vom pune la dispoziție presii pentru ca să înțeleagă diferențele. Din ce au vrut ei și din ce la ce s-a ajuns. Exact, și la ceea deci, ce s-a ajuns. Deci femei, ca și situația, da. Ca și situația economiei naționale, ba mai mult, pe datele furnizate anterioare, deci instalării echipei, acestei echipe guvernamentale, privind volumarea ratelor, blocajele, condiționările între întreprindere, efectele sociale asupra lor, faptul că Brenelul, Rom, Gazul, de fapt au devenit marile bănci și au subvenționat ele, prin acceptarea arieratelor asupra lor și a incapacității de plată a celor alți și a lipsii lor de atac din calitatea de creditor asupra debitorilor, da? Dacă mergeam după această regulă, atunci asigur că drumul ar fi fost, noi chiar am și spus, este deosebit de tăios. Și de aceea vă spun că nu este totuși o reformă șoc. Este o reformă alertă și foarte strânsă. Ca măsuri. Ce înseamnă foarte strâns? Adică cu măsuri care se iau, nu de tip lanț, astăzi o măsură, mâine o măsură, așteptăm efectul, corectăm efectul, este o politică, nu știu cum să spun să fie corect, multisandwich, este o politică stratificată. Acum putem să spunem că în ceea ce privește liberalizarea pieței interbancare și această cursă a forfecelui valutar, care ce înseamnă forfece valutar? Adică atingerea, găsirea punctului de convertibilitate la care cererea se stabilizează cu oferta. Adică nu ne-a spus unde va fi. Este punctul, nici n-am să spun această am valoare, înțeles, nou, coment, vă rog să... Nu scăpați de mine cu femeiul. Așa. Este o chestiune pe care am reușit-o prima oară după anul 1993. Atunci a durat cam vreo 3 luni de zile această situație. Deci, de mâine sunt 28 de bănci care operează în această piață. Stați puțin că ne îndepărtăm de femei. Sigur că vreau să vă țin mai strâns puțin cu femeiul. Deci dumneavoastră afirmați că ați negocia strâns cu Fondul Monetar Internațional. Condiție cu condiție, probabil parametru cu parametru. Fondul Monetar Internațional ne poate oferi 3 lucruri. Soluții, bani și undă verde pentru piața de capital din lumea întreagă. Ce am obținut noi de această dată? Deci am obținut niște soluții negociate. De programul de guvernare cu care ne-am prezentat. Și asta se va vedea pe deci unde verde am coloană. Obținut, e limpede. Am obținut soluțiile, dar nu asta. Și un anume aranjament, dacă vreți, al soluțiilor. Deci al modului în care ele trebuie să abordate. Deci asta înseamnă că vor veni investitori în România și cam, absolut, în, este, cam în cât timp? Asta este, deci, primul răspuns. În al doilea rând, am obținut acea undă verde care ne deschide potențialul de împrumut de pe piețele externe și care ne permite acea afirmație pe care am făcut-o ca din 4,5% deficit din produsul intern brut să-l finanțăm 3,4% prin împrumut extern și aici cât înseamnă în dolari asta? O să vă spunem, cam la prima mână, $1 miliard, deci care vine din această triadă a programelor cu care l-am discutat. Deci nu Banca Mondială, Uniunea Europeană. Și Uniunea Europeană, da. Haideți să vă citesc deci o scrisoare. Și încă o chestiune, mai avem încă o capacitate de împrumut, încă de $1 miliard și este suficient pentru haideți acesta. Să vă citesc o există o capacitate mai mare, putem discuta și 3 și 5 și 10 miliarde, s-a discutat la un moment dat, însă aici am mers pe o matrice combinată. Domnul ministru, ați adus vorba de Banca Mondială. Am în față o scrisoare trimisă de domnul Kenneth Lau, director în Departamentul Europa de Sud-Est la Banca Mondială. E o persoană de mare decizie la este o scrisoare adresată excelenței sale domnului Victor Ciorbea, prim-ministru al României. Stimate domnule prim-ministru, apropo de miliardul de dolari sau cât să dea ei, am înțeles de la reprezentantul rezident al Băncii Mondiale la București, domnul François Etori, că dumneavoastră și colegii noastre vă apropiați de încheierea unui proces intens de elaborare
a unei politici la care ne-am angajat împreună în timpul vizitei mele de luna trecută. Am dorit să mă folosesc de această ocazie pentru a vă felicita pe dumneavoastră și guvernul dumneavoastră pentru elaborarea în aceste împrejurări deosebit de grele și într-un timp remarcabil de scurt a unui pachet cuprinzător și coerent de măsuri de stabilizare, reformă și protecție socială, care în concepția noastră pot accelera în mod substanțial tranziția României la un sistem bazat pe economia de piață, integrat pe deplin în economie globale și economiile globale și europene. Am revăzut în detaliu programul guvernului elaborat de către grupul de lucru privind reforma. Pe baza acestei examinări, vă pot confirma că Consiliul de Conducere al Băncii Mondiale este pregătit în principiu să sprijine acest program, urmând să supună aprobării Consiliului de Director Executiv ai Băncii recomandările privind politica financiară. Deci, în principiu, dacă acest Consiliul de Conducere al Băncii Mondiale nu va dori să sprijine programul de reformă. Ce înseamnă acest în principiu? Să vă spun, ei au o anumită procedură, da, pe care trebuie să o îndeplinească. Deci după ce noi am încheiat acest program și negocierile, acum urmează sub semnătura primului ministru să se trimită scrisoarea de intenții, deci care descrim, în care spune și facem afirmațiile asupra programului, care el este analizat de experții la nivelul domnului Kenneth Lau, care propune mai departe bordului Consiliului lor decizia și de aceea deocamdată el nu poate spune că mai mult decât în principiu. Haideți să vă spun ce spune în continuare. Prezentarea spre aprobare va avea loc atunci când acesta va fi inclus în programul detaliat convenit cu guvernul, iar guvernul va obține acordul FMI pentru un aranjament stand-by și va îndeplini acțiunile solicitate de către FMI pentru ca acest aranjament să fie supus aprobării Consiliului. Este corect. Procedura așa este. Întâi se aprobă de către bordul Fondului Monetar Internațional și aceasta semnează punctul de vedere asupra bugetului. Nu, dar timp, cât înseamnă? Aceasta înseamnă probabil începând cam din luna aprilie. Și aveți nevoie de bani mai devreme? Sau? Deja avem unda verde și deja lucrăm pe piețele de împrumut și pot să vă spun, dacă a citit presa, a fost un semnal, acel împrumut pentru finanțarea RNL-ului, da, tocmai de a nu bloca, este un acord pe care, de care a beneficiat de această undă verde. Vreo 200 milioane de dolari. Deci am vorbit de posibilitățile externe de a obține bani. Dar există bani în interiorul acestei țări cu care putem lucra sau nu. Mă refer acum în primul rând la instituțiile bancare. Mă refer la băncile de stat. Dumneavoastră ați început practic de astăzi reforma. Ați intrat în linie dreaptă într-o reformă, repet, radicală din punctul meu de vedere. Eu așa o percep și asta e în sensul pozitiv al a ceea ce înseamnă radical. Poate fi aceasta făcută fără a stăpâni dumneavoastră băncile de stat? Băncile de stat sunt tot cele care existau și în urmă cu un an de zile și sunt conduse de cine sunt conduse. E foarte adevărat ceea ce spuneți. Adevărul este că pe parcursul acestor negocieri am fost, Franca și a făcut parte din echipa Părții Române și Banca Națională. La rândul ei, Banca Națională, pe anumite politici, a discutat cu sistemul bancar. A fost o discuție cerută pe parcursul acestei desfășurări acestor tratative, știți bine, întâlnirea președintelui Constantinescu cu sistemul bancar, dar a fost și o întâlnire a premierului cu sistemul bancar. Tocmai ca să încercăm să ne acordăm, știind ceea ce ați spus dumneavoastră, că de fapt sistemul bancar, așa cum am spus, problema are echipe de administrație numite din starea precedentă acestui guvern. Și care probabil că vor pune piedici reformei. Este de așteptat și o asemenea situație. Întrebarea domnului Stănescu sună altfel. Îl vei schimba pe Răzvan Temeșan de la Bancă? Eu nu vreau să pronunț niciun fel de nume. Nici eu n-am vrut să pronunțăm un nume anume. Sigur, e cea mai importantă bancă. Fondul proprietății de stat este cel care este deținătorul asupra băncilor, pentru că ele sunt societăți comerciale a capitalului. Am înțeles că FPS-ul lucrează sub controlul strict al dumneavoastră. FPS-ul, odată, deja noi lucrăm, cum să vă spun, împreună. Da. Și asta v-am întrebat. Dar din majoritar în aceste bănci. Sunt majoritar, da, și vor declanșa aceste proceduri, sigur că da, conform legislației în vigoare. Între timp, însă, pentru reglementarea statutului și acestei conlucrări între Consiliul de Reformă, Ministerul Reformei,
și fondul proprietății de stat, păstrând entitatea și responsabilitatea juridică a FPS-ului, vor apare că noi deja lucrăm la modificarea legii 58, pentru că mai sunt și alte proceduri de privatizare și alte formule care trebuie introduse. Și am făcut afirmația chiar în această seară că vom păstra regulile constituite în favoarea investitorului român, a cetățeanului român, deci nu vom schimba nimic aici, dar această lege are niște capitole care sunt consumate, depășite, iar alte capitole, sigur că da, trebuie îmbunătățite și completate. Unul din capitole este revederea regulilor asupra fondului proprietății de stat și aducerea lui, sigur că da, în această structură, pentru că în această structură care înseamnă reforma, Ministrul Reformei, așa cum ați definit-o dumneavoastră, mai este și Agenția Națională de Privatizare, care îi întocmește legislația, îi întocmește normativele și atunci trebuie să facă parte, dacă vreți, din același parteneriat, ca să spunem așa, nu așa cum a fost acum, pentru că a făcut privatizări nerespectând regulile constituite de... Dar atunci de ce acea bătălie pentru FPS, ca până la urmă să fie totuși cumva sub supravegherea dumneavoastră, sub controlul dumneavoastră direct? N-aș spune... De ce? Vreați dumneavoastră ca Ministrul Reformei să mai prezideze încă un Consiliu de Administrație în plus? Nu era necesară această chestiune. Sigur că acolo a fost o concurență. Orice concurență este o dispută. Eu vă pun o întrebare. Orice formulă politică și-a oferit un om pentru care a garantat asupra valorilor lui. Vă pun o întrebare șocantă. În final ați văzut că tot votul secret al membrilor Consiliului de Administrație a fost cel care a decis. Când anume prognozați că o să dispară fondul proprietății de stat? Știți ce înseamnă asta? Eu vă întreb cu alte cuvinte, când anume se sfârșește reforma? Aici sunt puțin în disjuncție și acum nu știu care dintre noi doi în afirmație a fost pripit. S-ar putea să mă fi pripit eu puțin, aș spune, când am spus august-septembrie 1998. Este foarte posibil să intrăm în următorul an, dar nu mai târziu de martie. Deci în martie 99, nu mai târziu de ar dispare fondul proprietății de stat și atunci acest moment ar marca... El va difuza și asta va... Reforme, exact. Și atunci toată partea aceasta, dacă vreți, care acum, să spunem, mă ocup de ea, deci toată această structură, toate acestea, trebuie să regândite și el să devină un minister al dezvoltării, un fel de consiliu al dezvoltării. Domnule ministru, una dintre... Dar aceasta este o chestiune de terminație și determinația acestui ciclu de 4 ani. Spuneți-mi, una dintre promisiunile în campania electorală a coaliției care se află astăzi la putere a fost acea sumă pentru alocația la copii de 50.000 de lei, care acum a fost, iată, acordată. Dar având în vedere liberalizarea prețurilor și ce tăvălugul care urmează să vină, credeți că această sumă de 50.000 de lei mai înseamnă respectarea unei promisiuni electorale? Adică, cu alte cuvinte, mai înseamnă 50.000 de lei 50.000 de lei? Ne-am dat datele de elementele de protecție socială în acest program pentru trimestrul 1 și luna următoare. Dacă am fost atenți la felul în care am dat datele și se vor putea face după aceea toate calculele și vor apare cu siguranță pe televiziune cum este jocul acesta de valori, o să vedeți că acea promisiune deci care s-a făcut, eu aș putea să vă spun că nivelul, am ținut cont că nivelul să fie chiar puțin mai mare, astfel încât să nu afectăm. După aceea încep să apară corecțiile și dacă corecțiile se fac nu așa cum s-au făcut acum, să uităm de ele pe drum. De 6 luni, 9 luni, un an, știți bine că de anul trecut nu s-a mai făcut nicio corecție, poate că n-am fi fost în această situație dacă lucrurile s-ar fi făcut în mod cursiv, dar acum făcându-se cu un ritm lunar și dezvoltând piețe, sigur că dacă ele își vor păstra, să spunem așa, puterea de exprimare. Domnul Stănescu, mai aveți o întrebare? O serie de întreprinderi, și acum ne referim la industrie, apoi poate ne vom referi și la agricultură, intră în acest proces uriaș de restructurare. Unele vor fi lichidate, pentru că sunt falimentare, eu mă exprim poate în termen de profan, altele vor fi scoase la vânzare. Aș dori să ne explicați puțin cum va decurge acest mecanism pe etape, chiar dacă răspunsul dumneavoastră va necesita mai mult timp și în final să ne răspundă la o întrebare de care vorbeam noi înainte, ce înseamnă acea faimoasă acțiune de aur. Acțiune de aur, da, de care ne-a spus. Ați legat-o de privatizare, acțiunea de aur vine din privatizare. Din privatizare, da.
Da. Poate începeți cu acțiunea de aur, că e un subiect mai... Poate ce înseamnă această acțiune? Da, este o chestiune nouă, să spunem, care apare în acțiunea. Sunteți primii care mi-ați ridicat această întrebare. Deja există o ierarhizare a întreprinderilor după mărimea lor și importanța lor în economia națională. În afara faptului că vom defini ceea ce se numește investitor strategic, îl vom scoate printr-o normă de definiție, pentru ca să nu ne mai jucăm cu încadrările și orice investitor care vrea să vină în România să facă un job, era mai mult sau mai puțin considerat strategic. Faptul că era un investitor străin, el căpăta, $10 în buzunar, exact, el căpăta acest gust strategic, pentru că de fapt nu avea o concurență sau era ajutat să nu aibă o concurență. Și atunci se ascundea sub acest termen global. Deci vom da și această definiție, lucrurile vor fi publice și sigur că da, sunt convins că vom avea mai multe posibilități de, nu de timp, dar emisiuni puse, pentru că de-abia de acum începem să luăm din ce în ce mai mult să vorbim despre reformă. Orice se întâmplă, există întreprinderi care intră și care au un grad de influențare a restului economiei naționale de o natură fundamentală. Un exemplu. Spre exemplu, întreprinderile de îngrășăminte chimice. Îmi condiționează un domeniu întreg și o politică pe care o fac asupra agriculturii. Astea se pot privatiza, să spunem chiar până la 51% sau cu diferența cât a mai rămas din capitalul pe care are statul, păstrând asupra lui ceea ce se cheamă acțiunea de aur. Orice înstrăinare de proprietate. Asta înseamnă o acțiune? O acțiune care este declarată acțiunea de aur, el rămâne partener, este partener în această privatizare, dar nu se poate înstrăina nimic din acel patrimoniu, nu pot apare vânzări repetate fără acordul sau fără această luptă de a-ți scoate acțiunea de aur în mână. Dacă domeniul intră într-o piață concurențială solidă și îți dai seama că nu are un grad de afectivitate foarte mare, dar încă nu este o piață suficient consolidată, acțiunea se poate transforma în acțiune de argint. Deci îi dai o parte din drepturile tale de a fi întrebat sau de a recumpăra o parte din pachetul. Deci asta, pachetul sub de o formă sau alta, este o formă de supraveghere de către stat a corectitudinii acestor și a dezvoltării și a promisiunilor și a elementelor care le are încă sub contract. Pentru că în momentul în care se face privatizare, apar negocieri privind investiții și este nevoie de o investiție masivă directă în România și este singura șansă și asta înseamnă bani proaspeți, bani de din afară și nu bani recirculați pe teoria celor doi cartofi în aceeași oală. Adică fac privatizare mulgând capitalul public și îmi iau proprietatea și după aceea o mai și țin așa în istorie timp de vreo 10 ani de zile, că plata mea de astăzi, atunci foarte greu de intuit ce înseamnă tot aceea, înseamnă nu știu câți... Vă rog să răspundeți și la cealaltă întrebare, pentru că va urma, după aceea vom intra în legătură cu telespectatorii care sunt sigur... Iar în privința restructurării, noi le-am pus aici pe trei categorii. Să le enunțăm, să spunem în linii mari ce înseamnă. Pe trei categorii, și anume, prima chestiune, prima categorie sunt întreprinderile de servicii și de utilitate publică. Cât șomeri vor rezulta în urmă, domnul ministru? Noi am făcut un calcul între 8 și 10% așezarea pe acest an a șomajului. Sigur, un număr, cât înseamnă? Sigur că există, imediat vă spun, există și previziuni undeva care le așează în plaja de 10-12%. Aici v-am răspuns foarte direct. Există această plajă 8-10, dar și o posibilitate de 10-12. Adică... Deci, pe de o parte, pot apare... efecte de șomaj din restructurarea pe care o vor face noi proprietari sau proprietarii în exercițiu. Este una din afirmațiile acestui program că întrucât nu avem resurse și întrucât prin ordonanța 13 de unde vor veni peste 2000 și vreo 200 de miliarde i-am injectat chipurile în restructurare, dar i-am pierdut. De unde vor veni cei mai mulți șomeri dincolo și industrial de la... Vor veni din aceste trei grupe care însemnează una peste alta 88.000 și vreo 500 de... Deci până în 100.000 de șomeri. Da, până într-o 100.000 de șomeri. Pentru care în programul social se găsește răspunsul. Guvernul anterior... Ține cele trei categorii. Un moment. Guvernul anterior, ca să vă răspund aici, a negociat numai...
la licențiere un salariu pe 6 luni. Deci li s-a dat echivalentul la 6 luni în salarii. Noi mergem până mai mult de 6 luni. Deci mergem până la 12 luni. După care vor intra în șomaj, vom ține cont, da. Vom ține cont și de faptul dacă se găsesc într-o zonă la care șomajul, indicele de șomaj e mai mare de 15%, se mai adaugă 50% din venitul respectiv. Dublați însă de un oficiu și de niște dezvoltări prin programe, sigur că da, finanțate din afară, de asemenea, un prim program la care să le dăm asistență juridică și să le oferim un program de joburi. Prin ceea ce spune dumneavoastră, sacrificiul fac mai degrabă cei care rămân în câmpul muncii și au aceste salarii minim și minime și medii, pe lângă, pe când cei care vor rămâne în șomaj, adică vor... De ce? Vor fi dați afară. Păi, salariul la ei curge mai departe. Deci ați spus că dați salariul pe 6 luni și pe 12 luni și nici nu lucrează. Tocmai de al... Da, dar e mai mic. E un venit mai mic. Sigur. Nu avem și calcule pe venit. Care dar este salariul? Este de minim? De a incita... este între minim și mediu. Între minim și mediu, da. Da. Tocmai pe de o parte de a incita, de a întreprinde un job pentru asistență juridică care li se dă și a ține cont, sigur că da, și de efectele sociale pe care le au pe zona. Să uităm că sunt zone de care a trebuit să ținem cont, pol de sărăcie în România, la care practic e un singur membru. Vă e teamă de reacțiile oamenilor la acest problem? Haideți să revenim la această chestiune. Ne îndepărtăm de categorie. Răspundeți-mi întâi la asta și după aceea trecem la ce. Vă e teamă de reacțiile oamenilor? Dacă am afirmat tranșant că ne-am asumat riscul, aș zice că nu ne-am asumat și teama. Cum credeți că vor reacționa? Este foarte greu de spus acum cum vor reacționa. Mie mi-e teamă de cu totul altceva. Cu toate că am avut discuții deschise cu sindicatele, privind venitul minim, apar hotărârile de guvern, vor fi publice, indexările și tot ceea ce s-a anunțat astă seară. Ba mai mult, unele aplicându-le chiar de la 1 ianuarie. Mie mi-e teamă că vor apare, dacă vreți, pe un anume o anumită obișnuită de comoditate de a primi fără să faci sau la această intensitate primi fără muncă. Da, de reformă, de a-i scoate, să spunem, dintr-o obișnuință sistemul de incitare. Sigur, sunt realmente convins că vor apare insatisfacții sociale, e normal, dar cred de trei că, nu de trei, poate o spuneam și a patra oară, pentru că eu cred că discursul nostru a fost un discurs cinstit, deschis, am spus clar ceea ce ne așteaptă, nu ne izolăm și pe noi, deci și noi mergem în același pas de austeritate, noi cu persoanele noastre, nu vom face greșelile să vorbim pentru alții, să aplicăm cum, avem experiență, știm ce s-a întâmplat anterior nouă, nu pentru, pe teoria aia cu puterea exemplului și nu știu ce, noi nu ne putem aplica forța nouă, sigur că da, nu ne putem aplica nouă o altă pildă, să spunem, decât ceea ce spunem celorlalți. De altfel veți vedea că însă și sectorul public, dacă vreți, și aparatele ministeriale, ele însele se vor reduce cu, slavă Domnului, cu 10% ca tare. Haideți să revenim la întreprindere. Deci prima sunt întreprindere de servicii și de utilitate publică. Aici există mai mulți pași care se fac. În primul rând am inițiat aceste corecții de preț, da? Care le-am făcut. În al doilea rând, pe analiza lor, au mai multe posibilități. În primul rând să înceapă să se restructureze, să se autorestructureze. În al doilea rând să transforme din regii societăți comerciale să fie oferite la privatizare. Și este ultima procedură dintre ele, în cazul în care nu-și găsesc resurse și bunăvoința de a începe să lucreze ele cu el și de a nu aștepta neapărat impulsuri guvernamentale sau nu știu ce comisii, ce fel de agenții care să dea bani și de fapt să nu iasă nimic de acolo, sigur că li se vor deschide procedura de insolvabilitate. Procedura de insolvabilitate are două aspecte aici, două planuri. În cazul în care există o cerință a un investitor străin sau un investitor intern potențial care poate da garanții, că poate să reabiliteze această întreprindere, o va cumpăra, deci este o privatizare prin insolvabilitate, sub asistență juridică a unei instituții noi, care există, e creată de lege, cea a judecătorilor sindici.
dar pentru care nu există experiență. Motiv pentru care o vom dezvolta trebuie sub asistența Uniunii la Europene. Fiecare categorie. Sau vor ajunge, sigur că da, în procedura deci asta de, e o primă categorie. De mai sunt încă două, da? Cea de-a doua, da, cea de-a doua categorie sunt regiile autonome care înregistrează pierderi mari, da, care merge pe un plan similar, primul fiind această aliniere de prețuri, deci și la acestea acum va trebui să introducem legea minieră să fie supusă parlamentului, iar a treia categorie sunt alte întreprinderi, societăți comerciale de această dată, care înregistrează pierderi mari și a mers pe un procent din totalul pierderilor la 10 întreprinderi care însumează 7,5% din totalul pierderilor sectorului întreprinderilor de stat. Și ele vor fi lichidate? Ce ele vor trece tot printr-o procedură de aceasta combinată. Deci, întâi se vor vedea ce se poate diviza din ele, ce stare de profitabilitate ulterioară au și vor fi scoase la privatizare. În al doilea rând, vor fi oferite spre privatizare. În cazul în care n-au cerință, ele vor intra în procedura de... Domnul ministru, spuneați că veți scoate pe 50 de întreprinderi pe lună pentru privatizare. Da, vom oferi. Veți oferi 4.000, nu? Ce se va întâmpla dacă nu vin ofertanți, dacă nu vine nimeni să ia în aceste întreprinderi? Vedeți, da, este o întrebare care ni s-a pus și care a rămas sub semnul întrebării. Semnalele sunt extraordinare de cerere. Știm acum și condițiile și am primit studii la care ni s-au transmis. Totuși, de ce investitorii străini nu au venit în România? Avem o șansă extraordinară. Acum, vă spun că am avut nenumărate discuții, unele au fost, le-ați și publicat. Bine, mulți au fost goniți de manageri. Au fost goniți și de politica care s-a făcut și de felul în care s-a încercat negocierea cu ei. Sau efectiv, li s-a spus, întreprinderea este vândută și așa mai departe. Sau are, da. Ca să fim expliciți și direcți în această chestiune. Interesant este altceva acum. Țările care au un beneficiu de investiție străină între 12 și 16 miliarde de dolari, care formează acordul de la Visegrad sau această piață regională CEFTA, deci Ungaria, Cehia, Polonia, Slovacia, Slovenia, sunt piețe deja saturate pentru investiția străină. Singura piață deschisă România. Este România, este mare ei șansă. Ăsta este motivul pentru care vom simplifica și procedurile de privatizare, ba mai mult, pentru cele de interes și condiționale într-o orizontală economică, vom angaja credibilitatea guvernamentală. Pentru ca să le ferim de întrebări, să le referim de posibilitățile cunoscute, da? Care s-au practicat de îndepărtare. De altfel, asemenea, negocierile au și început. Belu, pentru IAR, dacă ne uităm pe lista de IAR, IAR trebuie tradusă imediat în faliment. Dar uitați-vă că în această situație există un investitor. Doi, Bell a fost într-un fel în discuții, s-a ridicat problema elegant condiționată. Puneți-vă întrebarea cine va furniza motoarele pentru acest elicopter. Era clar că avem potențial în țară turbomecanica. Vedeți ce înseamnă o privatizare să ții cont și de procesul de lui și sigur de care ea. Și a apărut General Motors la a doua discuție cu Bell, care deja a oferit o posibilitate ministru, de două. Haideți să intrăm în legătură cu telespectatorii, să vedem ce vă întreabă și e ei. E partea cea mai grea emisiune. Cred că da. Bună seara! Doamnă! Să rămână, doamnă! Seara. Cum vă numiți? Manea Elena. Badea? Manea. Manea Elena, de unde sunt? Da, de unde sunteți? Slatina. Slatina. Aveți vreo întrebare pentru domnul ministru? N-aveți. Noi nu mai putem reacționa la toate măsurile. Nu mai am posibilitate de, pur și simplu, posibilitate de supraviețuire. Unde lucrați, de aluminiu acolo? Eu dumnealui. Da? Că va supraviețui un om care anul trecut a avut numai necazuri, care la ora actuală nu are niciun fel de rezervă și de 4 luni de zile este în CFS, deoarece lucrează în construcții. Dânsul a afirmat aici că se va pierde numai un singur salariu. Dacă eu până acum am pierdut deja 4 salarii și mai pierd încă unul și nu am nicio rezervă, că anul trecut am avut numai necazuri și nu sunt în concediu fără salariu până în aprilie, cum voi putea supraviețui până în vară? Cred că până în vară vom pieri cu toții. Da,
Asta e întrebarea pentru domnul. O să răspundă, o să-i pun eu întrebarea și răspunde după aceea. Doamna Elena, am să vă pun o întrebare pentru un milion, da? După care vom asculta răspunsul domnului ministru, da? Da. Întrebarea este, cum anume este schimbarea de paradigmă? Asta e intră tot la... Noi ne folosim paradigma, da, este o nouă stare, în fine, un nou model, o chestie, da. Cum anume este schimbarea de paradigmă? Șoc. Nu știu, vă spun anumite emoții, dar... Îmi pare rău. Oricum rămâneți până la sfârșitul emisiunii, poate veți câștiga celălalt premiu de 800.000 oferit de domnul ministru și de domnul director Sorin Roșca Stănescu. Deci este în sensul definirii politicilor salariale în contextul economiei de piață. În pagina 16 se găsea răspunsul. Vă mulțumesc, doamna Sărumâna. E o problemă dificilă care m-a ridicat-o, doamna. Eu am spus așa, și dânsa vedeți, ca pe ce și e bine și o mai repet odată. Mi-a spus întrebarea cam ce însemnează acest efort, da? Eu n-am spus aici că un om câștigă 4 salarii, situația dânsei, da. Se găsește în domeniul construcțiilor, care este un domeniu, dacă o luăm după data statistică, care s-a dezvoltat chiar foarte bine. Este chiar majoritar privat. Dar iată nouă din ce trei, o familie care nu are din ce trei. Da, în România. Și această socoteală, eu am dat-o pe o medie de efort. Nu am aplicat-o și nu socoteala asta, nu trebuie să o aplice dânsa în mod automat. Deci, domne, din 4 rămân cu 3. Oricum, de reținut, sigur că este o situație... De reținut întrebarea, este domnisa. De reținut întrebarea, dar... Dar e greu de dat răspunsul. Asta e realitatea. Haideți să luăm un alt telespectator la telefon. Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Vasile Tălpic din Bacău. Vasile? Tălpic. Tălpic? Da, cu G de la gară. Tălpic, da? Din Bacău. Da. Aveți o întrebare pentru domnul ministru, domnul Tălpic? Aș avea mai multe, dar... Una, vă rog, una singură. Pentru că... L-aș întreba pe domnul ministru Olunspinean dacă crede dânsul că sunt suficiente așa zisele recomandări referitoare la protecția socială pentru sectorul privat. Sunt pregătiți să înțeleagă patronii și să acorde indexările care sunt propuse de guvern? Da. Haideți, participați și la concurs, da? Încerc, sigur. Bun. Și după aceea vom asculta răspunsul domnului ministru. Telespectatorii, e trecut de 1 noapte, însă întrebările, zic eu, sunt foarte... Mă bucur pentru această întrebare, că a fost... Este o întrebare pe care am pus-o și eu în redacție sectorului meu economic. Numai că nu v-a răspuns nimeni. Da, da, e foarte interesant. Întrebarea. Cine a spus atunci când a fost întrebat că în mare această abordare se numește integrată? Este o declarație. Cine a declarat aceasta? Rezier în față. Nu știu. Doamna Rodica Stănoiu, PDSR, președintele Comisiei pentru Drepturile Omului din Senat. Egalitatea femeii cu bărbat. În pagina 6. Vă rog să rămâneți în continuare în fața televizorului până la sfârșitul emisiunii, poate veți câștiga celălalt premiu, da? Vă mulțumesc, domnul Tălpic. Domnule ministru? În discuțiile pe care le-am avut cu sindicatele, ca să fim foarte, foarte, foarte cinstiți, a apărut o asemenea întrebare. Nici noi am ridicat întrebarea dacă patronii... Dar ei nu sunt reprezentanții angajaților din sectorul privat. Sunt pregătiți pentru o asemenea chestiune. Deci salariul minim e obligatoriu. Salariul minim este obligatoriu. Restul recomandărilor. Restul este problema acestui parteneriat social, a patronatului și respectiv a sindicatului și a regulii contractului de muncă. Deci dumneavoastră nu puteți da indicații patronilor. Bun, haideți și să... În economia privată, noi suntem, dacă vreți, pe ansamblu, la constituirea regulilor, unul din cei care intervenim în arbitrajul celor două figuri. Deci soluția noi suntem... ca să-și facă sindicate, să negocieze cu patronii. Să-și găsească puterea de negociere, sigur. Să vă face sindicat și să negociați dumneavoastră cu patronii. Bună seara! Alo? Alo? Sărumâna? Vă ascult! Alo, bună seara! Bună seara, cum vă numiți? Crețu Ioana, Pitești. Da.
Mai întâi aș dori să-mi permiteți să pun o întrebare domnului Ulmspineanu. Vă rog, doamna Crețu. Populația majoritară, v-am votat și vă sprijinim cu toată buna credința a românului. Programul actual de guvernare pe care tocmai l-a anunțat domnul Ciorbea. Dar tot noi, populația majoritară, suntem în stare de șoc începând de astă seară. Ne puteți promite că am putea aștepta viitorul Crăciun într-o altă stare, oricum mult mai bună decât aceea de șoc? Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Acum am să vă pun eu o întrebare. Sper să măcar Paștele să-l aveți mai în altă stare dacă o să câștigați premiu. De ce nu v-ați culcat până la ora asta? Nu vă cer, vă întreb. Pentru că vă urmăresc în fiecare seară. Da, vă mulțumim. Ce anume nu este de ajuns pentru populație și pentru politicieni? Asta da întrebare. Este undeva într-o pagină din Jurnalul Național de ieri, e trecut de miezul nopții, foarte bine delimitat. Știți? Nu, mulțumesc, da, n-am știut. E vorba de discursul președintelui Boris Selțin în pagina 22. Bun, vă mulțumesc. Haideți să lăsăm pe domnul ministru să răspundă la întrebare dumneavoastră. Domnule, ca să vă răspund, e o întrebare sincer, de suflet, cred. Nu, eu cred și de altfel chiar intră în datele acestea care le-am vehiculat și eu ca orizonturi, da, în cursul acestei emisiuni, că avem această șansă. Bun. Chestiunea este să putem avea răbdarea și suportabilitatea și să nu reacționăm oricum și la orice impuls, și să fie convins de buna noastră credibilitate și de faptul că vom da audiență să explicăm. Când orice. A spus primul ministru că se va vedea lumina la capătul tunelului? Tot timpul a spus. Cam peste cât timp? Dacă nu mă înșel, a fost vorba de 2 ani. Certamente, dacă vreți, în care începem să-i măsurăm amplitudinea deja, dar la un an, între un an și 2 luni și un an și 5 luni, avem deja semnale concrete, consolidate. Da. Bună seara! Cum vă numiți? Vorbiți puțin mai tare, vă rog. Bună seara! Așa. Haideți că am început reforma, trebuie să... Popescu Stelian. A început reforma, măcar să vorbim tare dacă altceva nu mai putem face. Aveți o întrebare încuietoare pentru domnul ministru Ulmspineanu? Da, am întrebare. Vă rog. Sunt întru totul de acord cu reforma anunțată în această seară de domnul prim-ministru Victor Ciorbea. Și consider că, într-adevăr, trebuie tot să strângem cureaua. Eu sunt obișnuit cu acest strâns de curea dintr-o perioadă mai veche de pe vremea lui Gheorghiu, deci când am avut de suferit. Și aș vrea să pun următoarea întrebare. Dacă după un an de zile vor apare primele semne de înviorare ale economiei. Bun. Haideți să vă pun o întrebare. Și pentru domnul Rosca. Vă rog. Eu am o mare sete, sunt avid de știri și citesc ziarul dumneavoastră. Nu pot să spun că îmi permit să-l cumpăr zilnic, deoarece sunt pensionar, dar la 3-4 zile îl cumpăr. Aș vrea să vă întreb, de mâine încolo, ce preț va avea ziarul dumneavoastră? Bună întrebare. Într-adevăr, e o întrebare bună. Domnul Popescu, de unde sunteți? Din București. Din București, da. Haideți să vă pun și o întrebare, da? Da. Ce reprezintă faptul că românii își doresc foarte mult să fie primiți în NATO? Cred că e cea mai ușoară întrebare din această seară. Da. Vă rog. Veți să repetați întrebarea? Da. Ce reprezintă faptul că românii își doresc foarte mult să fie primiți în NATO? Da. România întrunește toate criteriile de aderare la NATO. Rezultatele vor fi simțite în ultima lună acestui an. Emil Constantinescu crede că relațiile cu toți vecinii trebuie să se bazeze pe încredere și nu pe tratate, acestea nefiind decât o bucată de hârtie. De unde citiți? De pe o notiță care mi-am făcut-o eu.
din ziarul dumneavoastră. Nu ăsta e răspunsul. Eu v-am întrebat ce reprezintă faptul că românii își doresc foarte mult să fie primiți în NATO. Răspunsul era simplu și nu ați trecut pe lângă el. Reprezintă dorința de integrare spirituală a țării în valorile europene și dorința de securitate. În pagina 6. Da. Bine, vă aștept și cu altă ocazie, domnul Popescu, să-i rugăm pe cei doi invitați din această seară să vă răspundă la întrebări. Vă mulțumim mult, bună seară. Domnul Spinel, începeți dumneavoastră? Deci dacă după un an vor apare primele semne ale îmbunătățirii, v-a întrebat. Cu siguranță, da, am repetat-o de mai multe ori. Da. Trebuie să acceptăm însă acest drum. Repet de foarte multe ori, acest drum nu-l putem evita. Nu avem cu altă alternativă. Nu vreau să invoc în această emisiune, da, volumul de arierate, balanța, deficitele de la care am pornit. Deci nu mai vreau. Știm, le-am evaluat, le-am comunicat, am analizat și am spus, este singura alternativă și o spun cu toată, nu cu toată credința, cu tot ceea ce am rulat în cunoașterea stabilirii acestui drum. Nu avem marjă de manevră, acesta este. De altfel vom avea, sigur că da, o inflație mult mai mare în prima jumătate a anului, după care va scade la o ritmicitate de 2%. Asta mă face pe mine să-i răspund doamnei anterioare că vom avea, probabil, foarte probabil, un Crăciun mai domestic. Ăsta este motivul pentru care vreau să-i spun că există în a doua parte, cu toate că pe cumulat nivelul de inflație va fi mare, dar va apare această stabilitate, deci această stabilizare a raporturilor, indicatorilor macroeconomici și a faptului că vom reuși să stăpânim, sigur că da, de această dată, din reașezarea lor, coeficientul de inflație între 2 și 5% este mai puțin sensibilă asupra venitului omului, jocul în prețuri de consum vorbesc. Sigur că putem discuta. Dar intrăm cu această ocazie și n-am putut evita această aliniere. Deci, practic, trebuia să ajungem la realitatea prețurilor. Aceste prețuri, sigur că sunt oameni care mâine ne vom găsi puși în fața faptului că ele explodează. Vom pune întrebări ce se întâmplă cu ele. Unde nu există justificare, măsurile vor fi foarte dure. Dați cu ei de pământ, asta, da? Asta nu însemnează că dacă am dublat, spre exemplu, benzina sau cum apă plusul pe care l-a luat, exact același raport. Deci făcut noul preț pe vechiul preț, ăsta trebuie să regăsească în excedentul de preț. Da. Haideți să lăsăm și pe domnul Stănescu să răspundă. Nicio justificare. Dar vom antrena instituțiile pe care statul le validează, să nu uităm că sunt niște lucruri foarte drastice în legea concurenței. Domnul Stănescu? Deci prețul ziarului Ziua, oriunde în lume, prețul unui ziar reprezintă prețul unui ziar liberalizat. Reprezintă prețul și răbdare. Reprezintă cam 2/3 din prețul unui litru de benzină sau din prețul unei pâini. Deci este de așteptat ca prețul ziarului Ziua și al celorlalte ziare să crească pe măsura creșterii celorlalte prețuri. N-am înțeles nimic, parcă ați fi ministrul reformei. Spuneți-mi cât o să coste. Vedeți, dumneavoastră, la noi și pâinea și benzina încă sunt liberalizate. Deci prețul ziarului este menținut și știți foarte bine. Acest director de ziar este menținut artificial destul de jos și noi într-un fel îl indexăm. Acum v-aș pune și eu întrebare. Domnul ministru, cum dumneavoastră veți avea grijă ca în consumul ziarului dumneavoastră să faceți politica pe care o facem noi privind mai dăm afară din acea oameni. Diferență, da, pe care o dăm pentru pâine, nu, așa cum v-am spus mai devreme, a populației care realmente la ziarul Ziua am fost prevăzător și am indexat salariile cu o medie de 25%, chiar începând din această lună, dar prețul menținerii unui preț căzut al ziarului, din păcate, un număr redus de redactori, totuși cu salarii destul de mici, n-aș spune de mizerie, dar foarte mici și de mizerie comparativ cu salariile unor redactori din țări est-europene, dar mai din vest. Prețul este și un ziar mai subțire, cu pagini mai puține și poate chiar cu știri ceva mai proaste. Poate scrieți dumneavoastră mai puțin. Am un editorial, vă spun un lucru care nu l-am afirmat. Există acum o anumită mecanică de formare a prețului. Da. Va apare un act legislativ care va stabili cum trebuie
judecate presurile, să intrăm, pentru că cu toate elementele, altfel începem să ne trezim. Vom renunța la cele vestite regii așa cum sunt ele. Prețul se va face mult mai direct, va fi mult mai simplu și vom da această metodologie cum trebuie făcut. Deci, apropo de manoperă ce vorbeați, de cheltuieli materiale, sim, da, e un prim preț, dar ele se adaugă cheltuielile de administrație și cu cheltuielile de administrație, unde vom da articolele care sunt și care vor veni pe noul pachet constituit pe fiscalitate și ăla acela că l-a anunțat. În momentul ăsta. Și să vedem cum faceți preț. Domnul ministru, găsiți în momentul ăsta vreo legătură între numele dumneavoastră și reformă? Puteți să puneți într-o propoziție un joc de cuvinte, o legătură apropo de reformă și de numele noastră de cred familie? Că ministru. Nu, numele de familie de și reformă. Că reforma e cam spinoasă. Da. Haideți să intrăm din nou în legătură cu telespectatorii. E de reținut asta. Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Brașoveanu Raluca. De unde? Din Târgoviște. Raluca. E spinoasă reforma? Așa. Da. Aveți o întrebare pentru domnul ministru? În cazul în care nu veți ajunge la rezultatele scontate prin această reformă, ce măsuri veți lua? Deci nu să rata inflației nu va scădea. Și celelalți indicatori, așa, dacă nu ar fi așa cum a plănuit domnul ministru. Haideți să vă pun eu o întrebare pentru un milion, da? Da. Noi a trebuit să indexăm în condițiile de astăzi milionul ăsta, ar trebui, nu? Păi să vedem mâine. Să stăm cu dolarul. Da? Păi da. Păi n-ați vrut să ne spuneți că ne pregăteam și... Niciodată cine. Nu voi spune asemenea valori. Cine și cui îi dorește să-și rezolve problema astfel încât să evite cheltuielile? Cine și cui îi dorește să-și rezolve problema astfel încât să evite cheltuielile? A, era Luca. Câți ani ai? 21. Mulți înainte. Era vorba de doamna avocat Paula Iacob și cititorul Stan Tache din Urzicene al Jurnalului Național în pagina 10. N-aș ieși cu atenție ziarul. Da. Haideți, rămâneți până la sfârșitul emisiunii. Poate o să câștigați premii oferit de invitații din această seară, da? La revedere. Luăm un nou telespectator, dar nu înainte de a ne răspunde domnul ministru ce va face în momentul în care... Domnul ministru, sunteți un guvern de sacrificiu? După 6 luni ți-a tot vorbit, plecat? Este foarte posibil. Esențial este că am declanșat reforma și acesta este principalul nostru mesaj. Și aș mai vrea să vă spun un lucru, parafrazându-l pe Marin Preda. Dacă reforma nu e, nimic nu e. 7 ani ne-a arătat acest lucru. Este riscul pe care ne l-am asumat. Da. Intrăm din nou în legătură cu... Cred că a fost un răspuns și pentru întrebarea telespectatorii din... de adineauri. Bună seara! Alo? Bună seara! Alo? Da, vă ascult, vorbiți puțin mai tare, vă rog. Vă ascult! Alo? Bună seara! Bună seara! M-a auzit foarte greu, nu? Da! Haideți, spuneți-mi cum vă numiți! Alo? Alo? Spuneți-mi, da. Spuneți-mi cum vă numiți! Chichi? Da? Chichi Petru. De unde sunteți? Da, din Brașov. Aveți o întrebare pentru domnul ministru, vă rog. Da, așa da o întrebare. Vă rog. A afirmat mai devreme domnul ministru, da, că și-a asumat un risc enorm traversând așa un foc cu o canistră de benzină în mână. Da. Ce părere are dânsul despre un om de rând care trebuie să traverseze de mâine încolo o zi de muncă cu o farfurie de ciorbă mai străvezie decât am avut-o ieri, să zicem, de mâine încolo? Și cât timp vom rezista? Sau vom putea traversa o zi de muncă? Îmi dați voie să vă pun și eu o întrebare de un milion? Da, vă rog. E bună, da. Bună, haideți că ce anume se confruntă cu condițiile reale din țara noastră care din păcate nu se potrivesc. Mai vreți să repetați o dată? Deci ce anume se confruntă cu condițiile reale din țara noastră
care din păcate nu se potrivesc. Poftiți? Deci e vorba de un raționament simplu pe care experții FMI și ai băncii mondiale îl pun pe masă. În pagina 17 era răspunsul. Vă mulțumesc, vă rog să rămâneți în continuare în fața televizorului. Ce, șotiții pe seama întrebării? Da, ne gândeam răspundem la asemenea. Ne gândeam cum să răspund. Este chiar foarte elocvent acest paralel pe care l-a făcut și asta arată că dumneavoastră nu treceți printr-un pericol mai mare decât un om obișnuit. Că toți trecem prin același pericol. Cu aceeași canistră sau dar fiecare sigur că da, trecem în felul lui. Și ăsta este prețul care se cere. Există un preț, dar există și o șansă pentru acest preț. Egal cu prețul? Șansa? Eu cred că șansa e mai mare decât preț. Șansa este mai mare decât preț. Ultimul telefon din această seară. Oameni buni, să vedem de unde și cine sună. Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Vulcan Stan. Vulcan? Stan, da. Vulcan și mai cum? Stan. Vulcan? Dan. Dan? Stan, nu Dan, scuzi. Mm-hmm. Dumneavoastră sunteți bun pentru mișcările sindicale acum, cu numele dumneavoastră e... De unde sunteți? La București. Din București, da? Este al doilea telespectator din București. Iertați-mă o secundă, vor fi afectat mai mulți oameni din București sau cei din provincie, din orașele? Nu, pe zone. Gradul de afectivitate va fi pe zone. Sigur că există orașe în care avem o evaluare asupra gradului de afectivitate, dar ceea ce aparent ar trebui, ceea ce ar apare în primul moment, cei care vor reuși să traverseze, eu aș spune puțin mai comod această perioadă, sunt cei care au legături la țară și acea populație, deci să spunem, într-un fel marginală, dar care formează forța de lucru la oraș, care au condiții proprii, au anumite compensații, dacă vreți, la acest efort. Da. Dar aceștia reprezintă cam vreo 22% din totalul angajaților. Domnul Vulcan, în București însă există pe întreprindere, am făcut o anumită socoteală de acest gen, vor traversa mai greu întreprinderile de mari capacități. Întreprinderile de capacități medii și mici vor rezista mult mai bine. Da, domnul Vulcan, aveți o întrebare pentru domnul ministru al reformei? Aș fi vrut întâi pentru domnul Roșca, dacă... Haideți, luați de domnul Roșca. Și pentru toți trei. A canșomat în ultima vreme domnul Roșca. Mie să nu puneți întrebări, că am eu să vă pun dumneavoastră. Da, o știu, numai să pot să răspund la ea. Da. La alegeri au participat, de fapt, trei segmente sociale distincte. Și anume, candidații fostei puteri, candidații fostei opoziții și electoratul. Spuneți-mi, cine a câștigat alegerile din aceste trei segmente? Da, eu pot să răspund. Da. Dacă reforma reușește, a câștigat electoratul. Potit? Dacă reforma va reuși, a câștigat electoratul. Dacă reforma nu va reuși, am pierdut toți. Da. Domnul ministru? Acum, pentru domnul ministru una. Aveți altă întrebare pentru domnul ministru, vă rog. Da. Domnul ministru, am auzit odată, într-o discuție pe domnul președinte Constantinescu, spunând că problema cercetării se rezolvă în cadrul unei economii de piață, adică prin concurență. Dumneavoastră scoateți acum o serie de unități economice pentru privatizare sau unele, mă rog, pentru închidere, pentru falimentare. Aveți pentru astea studii de analiză diagnostic făcute prin concurență sau de un singur institut sau un singur partener, că ăsta de multe ori răspunde la cei de direct întreprindere, dacă sunt mai mulți. Apare, într-adevăr, efectul de economie de piață. Nu știu dacă aveți sau nu, am lucrat în cercetare și am văzut că foarte multe unități de astea de cercetare și rezolvă acum problemele închirind localurile lor. Asta nu mai e cercetare.
Sigur că va fi un program de privatizare, să știți, și în domeniul cercetării, dar pot să vă spun. Nu, bine, dar cu privire la... privind cele trei categorii, deci cele trei categorii pe care le-am anunțat mai devreme, la marea lor majoritate există studii. O parte din aceste studii sunt făcute și prin expertize mixte, deci de experți români și experți străini. Există și expertize domeniale, iar asupra unor domenii vom cere niște contraexpertize, începând de săptămâna viitoare, pe domeniile pentru care ne-a fost oferit ajutor extern nerambursabil. Iertați-mă, întrebarea a fost că președintele a spus că este vorba de abordarea acestor probleme prin concurență. Trei institute vine și tratează aceeași temă oferită de una din unități. Sigur că fiecare va avea partea ei de contribuție sau numai una va rezolva în totalitate problemele întreprinderii. Vorbiți așa am înțeles, stați puțin, așa am înțeles. Acum văd linia pe care se merge, dar se pare că e puțin diferită de cel puțin ce am înțeles din... Eu nu știu afirmația, nu cunosc, poate că este o lipsă de-a mea, dar eu vă spun că la toate aceste... la cele trei categorii, dar am și vorbit mai devreme că nu le vom aborda așa ca pe tabla de șah punct cu punct, ci și în sistemul de relații și de condiționări. Pentru că e foarte ușor să iei o măsură brutală fără ca să-i știi să analizezi efectul. Haideți să nu prelungim dialogul, am să vă pun întrebarea, deja suntem în întârziere, începeți să faceți un interviu cu domnul ministru și am să vă pun eu întrebarea. Ce anume nu pot face de două ierni încoace mai mulți cetățeni dintr-o anume localitate din țara noastră? Aveți e vorba de Buzoiești care... Ce anume nu pot face? Nu, răspundeți-mi, nu are importanță. Nu poate să-și ducă morții la groapă. Nu, mai spuneți. Păi nu poate să-și ducă morții la groapă, pentru că le-a fost blocată străduța care separa și pe care o foloseau. Răspunsul este altul. Nu pot aduce în curte lemne de foc, furaje pentru vite, materiale de construcție. Păi cei din Buzoiești. Cei din Buzoiești. Da, acesta... Tribunalul Argeș a dat străduța care părțea ea cetatul Argeș. Strada privatizată? Domnul Vulcan, deci răspunsul este ăsta, care vă l-am zis eu în pagina 15. Dar dumneavoastră nu... Mi-ați răspuns altceva. Păi deci, nu. Asta nu pot face de două ieri încoace mai mulți cetățeni din localitatea de care v-am zis. Din Buzoiești. Din Buzoiești. Nu pot aduce în curte lemne de foc, furaje pentru vite, materiale de construcții pentru repara casei. Păi acolo spune că își duc morții peste gard. Păi își duc morții, dar nu are nicio legătură cu întrebarea mea. Bine. Vă rog. Bun, vă rog să rămâneți, poate veți câștiga premiul de 800 de mii de lei. Bună seara, la revedere. Haideți, spuneți-mi cine a câștigat premiul de 800 de mii sau cum? Eu dau un premiu de 500 de mii, îl dau chiar domnului Vulcan pentru această ultima întrebare adresată mie. Premiul de 300 de mii de domnul ministru Spinanu, dacă n-are nicio... Doamna e din Slatina, dacă am reținut bine. Prima, doamna Elena Manea din Slatina, da? Bun. Deci, doamna Mana Elena, premiul de 300 de mii oferit de domnul ministru al reformei, domnul Spinanu, și domnul Vulcan Dan din București, premiul de 500 de mii. Deci, acum, ca tehnică, domnul Vulcan poate veni la redacție mâine. Și eu cred că și premiul dat oferit de domnul Spinanu, tot prin dumneavoastră. Și mă gândesc și... Dacă doamne vi-l remit acolo și îl dați dâns și dacă, da, dacă ne lasă dorește, adresa, îi putem trimite, dorește, doamne, din Slatina, trimite, ca să nu vină special în București, că s-au scumpit și tarifele. Da, domnul ministru, mâine dimineață, închipuiți-vă că toți oamenii acestei țări se uită în ochii dumneavoastră. Ce le spuneți? Bună dimineața! Ne apucăm de treabă. Ne apucăm de treabă. Dumneavoastră, ca ziarist, ce veți scrie în trebuie să indexăm și aceste premii. Trebuie să indexăm și aceste săptămâna viitoare. Bun, eu vă mulțumesc pentru... Și ajutăm pe domnul Ciumara să mai aibă resursele, mai punem și un impozit, da? Da. La buget. Eu vă mulțumesc mult pentru participare. Dimineața asta ne vom întâlni unii cu alții cu sufletul strâns. Nu ne-a fost teamă atunci când am mers zeci de ani pe un drum care nu ducea nicăieri. De ce n-ar fi acum? Suntem la fel de puternici pe cât suntem de săraci. Suntem la fel de răbdători pe cât suntem de săraci, însă vom fi la fel de necruțători cu mai mari zilei pe cât vom fi de săraci. Bună dimineața!